din satul Center, în Băsari, breu de la divorț, dar nu-i chip, orică, nu-i chip să dea, orică. Dar înțeles că, am înțeles că o dat nevasta la divorț. Eu o dat în judecat. Eu am făcut dar ne-a da. Dat vrei să divorțez pașnic. Da, eu am aruncat-o frumoasă de anastare civilă, dăm, am băut o cafea, ne-am despărțit, am împărțit tăvierea. E mă mință, chiar și asar, cum a fost poliția, au zis că eu am sufer eu și băietul meu, dar care e problema? Eu mă duc, poliția în toată vremea e împotriva. Dar băietul meu ce? Ai alt băiet în alt căsătorie sau tot nu, cu ea? Nu, suntem împreună. Și te amenință și pe dumneata și pe cochilul ei? Pe cel mai mare, dar asar. Cât de mare? E 11 ani are. Și de ce? Că e mai atașat de dumneata te amenință sau? Nu știu, pentru că poate că nu duci cu mam sau eu... A, dar îl întreabă și el zice că vrea cu tata mai da, tare, da? Da, el întotdeauna vrea cu mine pentru că... Dar cel mai mic câți ani are? Cel mai mic are 4, 3... Și pe acela îl convinge mai ușor, hai cu mama. Da, nu, să-l convingă, una l-a luat în brață și el, mama, mai vede mine ca la tata, că el pe mine să băieță să dău, că eu i-am semat și... Dar am înțeles că ai luat o amendă ieri. Da, am luat o amendă că... Că n-ai vrut să dai copilul mamă. Da, am luat o amendă că n-am vrut să dau copilul că... Și? Nu e adevărat? Nu e adevărat. Eu ne-am luat de ce pe două zile. Când băiat cel mai mare spune că uite tată, Liviu mi-e fericit cu noi. Zic că mai stau o casă o săptămână, zic lasă stai cu noi. Cât așa e pe două zile fericit, pe urmă. Ea la torcă, nu am dreptul să-l iau, că chiar să am dreptul, e mamă. Dar până atunci cât o stat la mamă? Stai și o luni de zile. Așa. Și două zile o stat la dumneata și gata, amendat, gata, că de ce nu-l întorci mamei, da? Da, da. Dar și nu ați divorțat, încă nu-i stabilit cu studia copilul, dumneata nu ești lipsit de drepturi, nu ai ordonanță de protecție ca să nu te apropii de copil. N-am nici. Și atunci ce bază te-a amendat polițistul? Poliția... Dar unde? De unde poliția? Din sat, de la Oxentea? Din sat, Oxentea, dar el e raionul în Ustea, e acolo. Raionul după Sari. Da. E chemat la raion. Da. Și mă duc la un, mă duc poliția întotdeauna, e protip mine, protip mine. Păi, dar nu bat, nu frac nică. Zic, când m-ați dat... Dar și mai ai amend sau în ce sens? Ferichium căjit. Mulțumim. Am mai avut asemenea. O amendă cu 2 ani, unul tot m-a dat la poliție. Iată și 800 că... în vața rușii în 200 de ani. Să nu generalizăm, a fost un caz nefericit, dar ce mai fac și eu? Dar care caz l-ai văzut pe rus? El a venit pentru ce ne fac pe noi. Dar mă tem că ești contra rușilor. Rusul? Și fie, omul da, noi discutăm, avem aici o problemă. Și fie eliberat de chinezi și scrii cu ieroglifi chinezești măcar 100 de ani, atunci să vii mintea la urmă. O scris cu litere tătărești, mongoli, au avut sărași ocupații multe. Dacă ei să și ești, nu vezi papaha, trec bisericii, fac... Am înțeles, nu-ți place de ruși, e clar. Dar aici vorbim de moldoveni sau ce... Da, nu tip data divorțului. De la ministru. Păi da, continuă. Nu pot divorța doi care s-au iubit, s-au trăit împreună, au doi copii și acum nici să dispartă nu pot. Da. Pașnic. Hai, cap. Întotdeauna, ieri au vorbit chiar cu advocatul meu, i-a spus advocat că vrea să iei băieții și să mă dai la alimente. Dar tăi, mă, care e problema? Că nu e vorba de alimente. Păi da, când divorțezi, cineva trebuie să ia custodia copiilor, ambilor sau separat, puteți să împărțiți în jumate. Pentru că ești mare, categoric nu vreau. El... Cu mama. Da, pentru mama ți-a la cehă. Și posibil să rămână cu dumneata, că s-ar putea să-l întrebe, sau nu știu de la ce vârstă, de la 10 ani îmi pare că îi întreabă. Da. Și ei spun cu cine vor mai bine. Pentru că ești mare chiar la cehă. Făcem mamă să o mâncare, nu, parcă nu mâncam nimeni. Făcem mâncare, ne-am cam mâncând și așa mă zice, au ce gustos, ce gustos. Dar eu tășeam, cine cu mâncare, mama? Nu trebuie să-i zic că eu, că mă rog. Nu obișnuiesc niște dânsă. Multe chestii au fost și multe ori am amenințat dacă tu să-i spui, să-i bătaie oricum un altă. Și se vedea iubirea între dânsă și pe cel mai are al bijduie, pe cel mai el al stimac, e, mă rog, e mai mic, dar i-am zis, împarte iubirea, cum pentru unul așa și pentru altul? Trebuie și mamă, tot inima, nu numai cu jumătate. Și eu parcă am simțit-o cum e de mult. Probabil și ea are mult să-ți reproșeze dacă ați ajuns la divorț, probabil și ei nu-i place cum îi aduci copii, dacă au ajuns te amenință și pe dumneata și pe copilul ei cel mai mare. Ei, dar nu, ce fel te amenință? Parcă mă stere, nu fac, nu crezi. Vă dă la poliție sau cu ceva amenință? Că, nu, eu m-am dat la poliție, că e, avea protecție de la poliție și când lua pe copil. Dar ce fel de protecție avea de la poliție? Am zis că până când eu am chemat-o acasă, ea nu vrea să vină. Amu, când unui poliția, gata, îi dăm vrea să ia acasă. Zic, stai, mă, de ce tu nu vrea să ia acasă? Când le chemat... Dar casa e comună, nu? Da. Zic, vin acasă, vorbim. Zic, nu vrei, cum vrei, dă-te la divorț. Te ca lumea, omenește, să mă dă oameni la divorț. Fără șantajare, fără să duci prin casă, nu știu, aduci acolo, grăiesc.
multe și vrute, că, mă rog, ei în stare ori și eu, să fac să iei copii și casă, că asta e datoria ei. Am auzit vorbe și amenințări și... Bun, dar care ce te amenință? Că doar fizic nu poate nevasta să fie mai puternic ca dumneata și să te bată. Dumneata păi nu ai dizabilități. Dar, păi nu mă amenință în față, mă amenință pe cineva. Dar și el așa, bă, că ne-a spus vorbe, știi cum... Eu îți în stare ori și să facă, numai să ne pădească că ești casă. Știa s-a întâmplat, păi așa spune omul, dar sunt declarațiile lui și nici măcar nu au auzit-o pe ea direct, ci că au auzit eu indirect, primărie, de la copii, au auzit sau de la alții. Cu poliții sector și eu fost la băieții în chel de mașină, că eu m-am părut la Chișinău să... la advocați, cați, fac ceva, dar eu l-am luat pe el în chel și zici la este mai mare, vezi că țar cum a suferit tu și tatu. Suferiți? Da. Și te-ai spăriți și ai plecat de acasă. Dar dacă te duci la poliție, eu zinovat. Zinovat, zinovat. Dar nu m-au dat, te-au amendat și te plângi atât. O amendă ai. Dovedește nevinovăția. În instanță de judecată. Da. Nu, până la urmă, poliția trebuie să-ți demonstreze vinovăția, dar iată s-au confirmat că n-ai vrut să dai copchiul. Dar pe alta seară mă așteptau mașină cu BMW în pizantă, a chemat 112, ei trebuiește de pânși, i-am lămurit video, cum și-a fost, și apoi și ei s-au dus din sat și ei au spus că... De-am, noi n-avem dreptul să-l oprim, dacă lui e zonă de conflict, în orice moment, pe să oprească, pe să uite. L-au stat așa tot la mine, vă zic că... Nu înțeleg pe cine nu a avut drept să oprească. Că era un... Eu am video cum un băiat, ne zici nea, că BMW-ul la poartă mă așteaptă, unde ești tu? Era fără 25 și 20. Oh, eu am zis, băi, pe drum, care e problema? Zic, dacă vrei, vin, așteaptă, când ești acasă, la 20.00 să ajung acasă, a să luăm. Și el în video scrie cum zice, hai băieți să ne întoarcem, tipa că el e copii. Zic, dar care e problema? Ai și tu copii, zic, dă să așteaptă, să zgrăim. Zic. Dar eu să mă întâlnit în orchei de ziua. Zic, hai spune, el are dovezi cum a fost. Are dovezi cum a fost la soția în casă, eu spus amenințe, pe întrâsul, să facă chestia lor, eu nu mă înțeleg, și se întâmplă așa, și se face, dar... Nu-i chip să ne-au și ei ne-au și vor să dău normal, legitim și să scăp de rău ăsta. Bun, dar și ea, dumneata, că cum ai vedea rezolvarea conflictului pașnic? Fără judecată sau băietul fără... Băietul mare nu vrea, el învață la Praga, el acum e liber. Să rămână cu dumneata, am înțeles. Un copil cel mic cu nevasta și cel da. Mare cu dumneata. Și casa în jumătate. Da, și dacă și eventual o vindeți și împărțiți bani. Da. Mai ales dacă trăiți psihotare amândoi. Nu, el nu vrea, el vrea să, vrea să rămână acasă. Tu da. Să-ți plătească jumate și... Da, problema că aș vrea să-mi întreb și eu, și de-ați rămâi copii, trebuie să lucrez. Asta e treaba ei, poate să angajează. Să-și angajeze, dar copii, la grădiniță, tușa, ladă, cușine, să-i duci. Dar cum îți descurcă alți părinți? Să angajează, dar dacă... Da, la 4 ani duce la grădiniță și nu-i grădiniță la Oxente. Ei, nu, este, unde-i vorba de grădiniță? Educație pentru că n-are... Angajează în cine ai să ai dreptul să vezi copilul din când în când, să verifici educația și dacă vezi că nu-i dă educație bună, faci acțiune în judecată să iei și pe al doilea copil să le duci din ta mai bine, dacă nu o să facă ea acțiune și să nu-i placă cum le duci pe cel mare, așa că ai, cum, așa, mare, mult timp, după ce v-ați iubit, am o să vă urâți mulți ani. Ești de acord, la Praga, eu cu dânsul, lecțiile cu dânsul la învăț, m-am să vină. Învață în școală cehească, da? Și celălalt la grădiniță cea. Da, noi, și am i-am zis când ne-am întâlnit, când des nu umblăm cu șantajale. Te ducem la Praga, ți lăs apartamentul, ți lăs tot, eu mă duc de acolo. Și nu-i convine. Nu vrea, eu vreau să rămâi, pentru că s-a vrut mamă să stați în familia noastră de mulți ani. Și noi eram la Praga. Ei erau în familie, vreau să spun, no, ca părinții vrut, unii. Erau, dar ei s-au vrut să vorbim bețălate. Când se... Mai ales stați-o cu dânsul. Dânsul mă spuneam dimineața cu dânsul, mă culcam, seara că era pe, nu te departe, 37, la bed, dânsul, din la masă, eu mă tot țin, toată familia, are femeie, are casă. Amenda asta o contești, te duci în judecată? Da, eu nu sunt advocat să mă murească, eu trebuie să plec. 15 la Praga, dar am lucru acolo, am... Nu știu cum cu avocat, da, îmi pare că trebuie să fii prezent în instanță ca da, contravenient. Procură, avocat, are te drept. De fapt, poți să rogi instanța să examineze în lipsă și da. Eventual și avocatul să pledeze. Da, advocatul meu și mi-a spus vorba asta, zic că el mă ajută cu așa ceva, numai trebuie să prin procură și contract. Și la ședința de divorț ai să vii? Tot judecat și tot peste câteva luni o să vii. Dacă e peste câteva luni, și să mă trag o fugă să văd care e situația. Stau chiar în sală să văd cum se procesează, și se vorbește, cum se vorbește.
Deși spun ce... Și copilul, Ismarel, ei la școală, încerci să te duci eu cu el în Cehia? I-am zis ieri că am fost la primar în satul Osară, ieri, adică ieri și Osară în sat, și i-am zis, da, țireți, să dai voie să merg la Praga. Categoric, eu zic că nu. Categoric nu, dar care e cauza? Deși, zic, până la judecată, după judecată, eu ți-l aduc. Dacă decide judecata, băieți, să rămâi cu tine, poftim, eu ți-l las și am plecat. Da, băiatul meu la școală, că nu de mult l-am scos din Moldova la școală, deci 2 ani. Ah, recent. Da, l-am scos acolo, el învață, acolo e mai liber. Nu s-a adaptat? Da, și mai comod. El nu-i vrea categoric să-l interzică, să-i șibă de rândul dânsa, dar și în viitor vrea aici să-i dea acasă, e interesant. Gunoier? Dar trebuie să rămâi, cu tot cu copilul aici să vă lămuriți întâi. Nu, chiar dacă, cum mi-a zis advocată, chiar dacă e, apoi lăs pe Ismarel și acasă, eu trebuie să plec, eu acolo am lucruri, mă așteaptă, am da, lucruri, eu nu pot să lăs așa lucrurile. Care... Oricum ești dispus să-i lași ambii copii, să aibă da, grijă, da. Ai zis că îi lași apartament, nu, deci nu-i foarte grav. Îi lăs până la judecată, de-am... Revin și... Sper să vă lămuriți. Amendă o contești, da, judecată. Și încearcă să te abții de la vorbe dure și eventual dacă te amenință ceva, documentează să ai martori pe aproape și poți scrie și dumneata plângeri la poliție. Nu, că mă duc chiar să scriu. Ieri, cum eu dus la fiori mea așa, păi mai sunt zile tot așa care mă așteaptă. E clar, mă duc și scriu și eu la raion, că în sat n-am șansă, eu descriu. Eu chiar în proces verbal, zic că așa nu mă aranjează. Da, îmi vezi că ai scris că nu ești de acord. Dar el zice că nu pune copilul care e un sfânt. Păi eu, e venit la fratele meu, zic, de la... Dar câte amendă acolo, am văzut 2500, cât 50 de unități, sau cât sunt. Nu, până la 900 de lei. A, 900. La 600 până la 900. Eu zic că eu zic, el venit la fratele meu, de acolin, dar mă rog, cum sunt sărbătorile, eu de nu sunt potrivă. L-am luat pe băiețel mai mare, mentel, două zile la mine. Zic, stai două zile să-mi văd și eu și... Dar el nici nu mânca, nici și el. L-am dus la spital, la Orhiei, m-am uitat și am zis că nu e mare infecție. Am zis că asta a fost așa. O vărsat cu dicusar, așa pe eu l-am pus picioare, o mâncat, o întâlșire. El și l-a luat, eu mă bucur, nu mă scârghesc, nu l-a luat, pur și simplu. Mă bucur că sunt întâlșirea asta. El știe că duc cont de copii, de trag la copii. Numai că știi cum, nu vrea, e braș de pănească, cum mă zis, mulți casa și să mă dai la alimente și să ai... Să tăi, ia că mă, pe cum văd eu, da? Ca amenințare, că la Praga e cu neînțeșeți acolo, de lăsat apartament, eu m-am dus de acolo, m-am dus. Sunt bărbat, nu... Dacă nu vrea, nu da, vrea. Da. Vrea acasă, în sat. Dar e că umblă și caută... Matură-i din capul ei, nu pot să o oblici. Nu pot nici eu să... Atâta să sunt. Eu i-am zis chiar și jumătate de an. Dar ce nu-ți place? Dar ce nu avem? Dar ce nu-ți place? Ce nu păstrezi și aia? Nu mă sfădie. Dă-ți și oameni ca oameni. Nu vreau. Iată și... Chiar și la cel mult el. Zic, uite că copilul ăsta nu mănâncă. Ia-l pe necă să lăsă mănânci. Mă rog, băieții, dacă i-a ales să linte, el, dacă nu-i dai voie, ciclata și bomboane în fața lui. Trebuie să fie o zamă la copilul ăsta, dă-i mai schimbă cu mâncare, uite și mă hrănești copilul, zici, dacă o mâncare la grădiniță, păi dar grădiniță și ai de, dar nu te cum se cade, zic, ora 9, ora 7 seara, zic, trebuie hrănit, păi copilul până pe noapte să fii să tu, orică grăiem, orică nu grăiem, la dânsa era o chestie de astea care. Zic, mă, tăi, zic, nu duci tu cu unii copil, dar și să deu, și tot, mă vrăm, mă, da, poate într-o parte nu-i șansă. Nu-i șansă, n-am viitor, însă... Zic, da, pe la bătrâneți să fac, să mănânc zile. Mă rup eu într-o parte, ei într-o parte, las găsați viitorul ei, că nu sunt prote. Las găsați ca ei și fericită, adică dacă nu a fost cu mine, atât. Dar mai departe, dar...